Pentru că este una dintre zonele cele mai circulate din municipiul Râmnicu-Vâlcea, în special după închiderea centrului orașului, strada Carol I râde cu un ochi și plânge cu celălalt. În loc să o închidă pe timpul nopții și să anunțe proprietarii de mașini să nu le mai parcheze pe durata lucrărilor, drumarii au preferat o altă soluție. În fața judecătoriei Râmnicu-Vâlcea, pe porțiunea de șosea unde sunt staționate mașini, asfaltul pur și simplu le-a ocolit cu grație. Îl știți pe Dorel, stimați spectatori, pe meșterul român care sapă groapa și uneori mai pică singur în ea? Ei bine, Dorel lucrează la Direcția Administrare a Domeniului Public. Cum am descoperit, dacă n-ar fi lucrat acolo, Dorel, în momentul în care a asfaltat strada Carol I, ar fi avut în vedere și mașinile parcate ilegal în fața judecătoriei Râmnicu-Vâlcea, până una alta, strada, cu excepția porțiunii unde sunt parcate mașinile, e asfaltată și arată cam așa.